Bună ziua, dragii mei! Sunt aici, sunt Tarotela, cu o nouă etalare la alegere. După cum ați văzut și în titlu, despre încercăm să vedem, să citim, să aflăm despre prima impresie pe care o faceți, în general. În general. Nu toate numerele au același număr de cărți, dar nu asta contează. Vă puneți pauză, vă alegeți 1, 2, 3 și 4. Da? Și eu o să le pun deoparte. Pe cele care deja sunt, nu le știu. Nu știu cărțile care au venit. Ok. Hai să vedem. Numărul 1. Numărul 1. Prima impresie. Opa, așa. Surprise. Wow, scorpion. Intensity. Da? Intensitate. Intensitate maximă. Magnetism. O putere de atracție fascinantă o aveți, clar, dar și o senzație de pericol emanați. Interesant. Mult foc, multă pasiune, dar o pasiune devoratoare, tipic scorpionului. Poate nu e neapărat nevoie să aveți planete în scorpion, poate aveți planete în casa 8-a, sau Martele și Pluto vostru este într-o anumită formă, în anumite aspecte și creează această intensitate. Lumea nu se poate juca cu voi. Rămâne să vedem ce alte cărți mai vin. Oamenii, asta transmite exprimare, că nu-i de joacă cu voi și că dacă cineva îndrăznește să treacă un prag pe care îl stabiliți din priviri, s-ar putea să primească o replică, cel puțin o replică, dacă nu chiar un atac agresiv. Ce simte prima oară lumea când vă vede? Asta e prima impresie, dragii mei, că vă place, că nu vă place, probabil că unii știți, acum primiți confirmări. În general, la tarot nu trebuie să vă asumați că ceea ce auziți este adevărat, trebuie să primiți confirmări. Dacă și voi ați gândit înainte la fel, înseamnă că așa este. Puteți să hipnotizați din priviri, evident, evident când vorbim de scorpion, că vorbim și de așa ceva, de o capacitate fantastică de a hipnotiza. Space between worlds. 7 de bâte. Am zis că sunteți fascinanți, magnetici, hipnotici. Parcă faceți vrăji, transmiteți o vrajă. Și printre cuvinte, spațiul dintre cuvinte este plin de nuanțe, de mister, de pericol și totuși de atracție, că vorbim de ce atrageți. Spațiul dintre cuvinte. Nu zic musai că insinuați, dar oamenii se gândesc de două ori, dar ce a vrut să spună, cu tare sau cu tare? Interesante cărțile, interesante. Sunteți, evident, cu 7 de bâte agresivi, într-un fel sau altul. Dar clar hipnotizați și pisicile au această calitate. Dar să nu uităm. Deci asta e prima impresie. Să nu uităm ce înseamnă și scorpionul. Că scorpionul înseamnă transformare. Transformați oamenii din priviri, într-un fel sau altul. În bine sau rău, evident. Dar aveți și această putere de a vindeca unii dintre voi, rămâne să vedem ce alte cărți mai apar, care se ridică deasupra vibrației comune a scorpionului. Este o vibrație, rămâne de văzut. Dacă apar cărți care să susțină și, dar pentru unii dintre voi, ia uite, demonstrați dragoste și privește la puterea ta interioară. Oamenii privesc la puterea voastră, simt puterea voastră interioară. Simt că sunteți genul de oameni care iubiți total sau nu, totul sau nimic specific scorpionului. Demonstrați dragoste. În primul rând, demonstrați dragoste față de voi prin această intensitate, că oamenii nu se pot juca cu voi. Demonstrați putere, da? Priviți la puterea voastră interioară și nu doar că voi, look. Știți că în engleză nu, în acest context nu se știe exact cine privește. Priviți voi sau privesc oamenii? Oamenii vă privesc ca niște persoane foarte puternice. Și așa și sunteți. Deci nu prea sunt. Bine, o să fac odată și altfel de etalare, dar asta este imaginea voastră. Evident că fiecare om are traume și sensibilități, dar vorbim despre prima impresie pe care o faceți. Demonstrați dragoste.
Pe de o parte, oamenii simt nevoia să vă demonstreze că au dreptate, că trebuie să aibă, să aveți încredere în ei, pentru că simt acest pericol și atracție și fascinație, dar și un pericol. Și atunci, cei care vă apreciază trebuie să demonstreze în fața voastră, pentru că n-au cum. 11 este un număr maestru. Am zis că sunteți puternici, ați ales 1, 1, 1, poate că în ultima vreme vedeți 1, 1, 1. Altceva vreau să zic, altceva, alt mesaj a venit. Acum, impresiile inițiale le-am transmis. Ideea este că, am zis, oamenii simt nevoia să vă demonstreze că sunt capabili, că sunt de încredere, pentru că simt că nu se pot juca cu voi. Dar, pe de altă parte, și voi, am zis că aveți aceste puteți, aveți potențial de vindecare în momentul în care depășiți acest vibe periculos pe care îl transmiteți și vă ridicați deasupra naturii inițiale a scorpionului, da? Cei care ați făcut acest pas în evoluția voastră, demonstrați o dragoste foarte intensă față de oameni și față de cei pe care, asta pentru că aveți un număr maestru, da? Reușiți să manifestați în 3D ce simțiți din alte dimensiuni. Ia să vedem ce mai apare. Interesant. 6 de cupe, cavalerul de cupe, 2 de spade și steaua. Aveți o vibrație foarte intensă. Aveți o vibrație, am zis număr maestru, apare 11, apare și steaua. Aveți potențial să vă ridicați către vindecare, către credință, ceea ce face, să vă transformați viața, voi personal, și apoi în momentul în care transformați toate aceste lucruri, se vor simți la prima înfățișare, la prima întâlnire. Am zis că puteți să vindecați 6 de cupe. Oamenii pe de-o parte, oamenii pe de-o parte simt că v-au mai întâlnit într-o altă viață. Bă, dar cunosc omul ăsta de undeva. Le reactualizați niște amintiri, îi face să se întoarcă în timp, în momentul în care se uită în ochii voștri. Au o senzație de déjà vu. Și vor, am zis, demonstrează dragostea, vor să împărtășească cu voi emoții, să demonstreze dragostea sau măcar să fie prieteni. Dacă la un moment dat pentru unii e senzația aceea de pericol pe care o transmite sau a fost cândva, da? Și oamenii încearcă să fie amabili, să nu supăr pe Xulescu numărul 1. În momentul, am zis, în care evoluați, încep oamenii să vină pentru că simt că îi transformați, simt că este ceva profund în voi. 2 de spade. Nu vă aruncați nici în discursuri. Am zis că e spațiul dintre cuvinte, interesant. Cuvinte, spade, spațiul dintre cuvinte. Și voi trebuie să alegeți exact ce vreți să arătați. Sunteți precauți. Sunteți precauți. Deși aveți o inimă de aur, unii dintre voi cu aceasta demonstrează dragostea. Da? E totuși o floare, e totuși o cupă aici, pe lângă pisici, pe lângă șerpi. Da? Pe lângă scorpion. Știm că scorpionii pot să... Dar nu vorbesc de zodie în sine, de ceea ce transmiteți. Dar e un simbol. Scorpionii pot să iubească foarte intens. Și oamenii simt acest potențial, repede, de dragoste și de vindecare, deși sunteți foarte intenși, și încearcă să aleagă sau să se rețină în comunicare, am zis mai devreme. Ce transmiteți, transmite și voi. Sunteți precauți. Cu 2 de spade vă blocați într-un fel sau altul, deși puteți, repet, să vindecați. Blocați accesul oricui. Impuneți respect. Eu așa simt cărțile. Asta pentru că apare și stea. Am zis, stea care vindecă. Dar toate cărțile, clar, unii clar aveți planete în scorpion, da? Aveți și în foc Marte, da? 6 de cupe, cavalerul de cupe, steaua. Sunteți precauți în felul în care comunicați, gesturile pe care le faceți, alegerile pe care le luați,
Pentru că vă doriți, evident, să vindecați. Am vorbit de vindecare, apare și vindecare. Nu ai fi spus degeaba. Îmi place când se confirmă, da? Într-un fel sau altul aveți puterea să împăcați oamenii cu trecutul lor. Nu știu de unde vine mesajul, dar vine de undeva. Să-i alinați. Cred că acum citesc pentru mulți oameni, nu pentru toți. Unii poate sunteți la început de această vibrație și atunci trebuie să vă ridicați, cum am și sugerat. Dar destui dintre cei care vor asculta au început acest pas de transformare, da, care aduce această capacitate de vindecare, de șaman, de terapeut, de consilier. Pentru că și voi ați trecut prin foarte multe. Și voi ați trecut. Și atunci vreți să împărtășiți. Vreți să împărtășiți cavalerul de cupe. Dar există o distanță între ceea ce faceți voi pentru restul lumii și sau oamenii care vă văd, vă întâlnesc, vă așa, stau de vorbă cu voi, da? Puneți o oarecare distanță cu doi de spade și steaua, se pune o distanță între voi. Pe de-o parte și voi mai aveți ceva de vindecat și atunci nu arătați chiar tot. Și e normal, pentru că scorpionii sunt secretoși, sunt misterioși. Nu arătați tot, e normal, tot, e normal. Aveți și voi de vindecat ceva și se simte. Se simte că încă mai aveți ceva de vindecat, dar chiar și așa aveți o experiență specială. Și această putere de a împărtăși în experiențele voastre. Și totuși blocați un pic accesul la voi cu doi de spade. Probabil că oamenii, nu probabil, cu siguranță, unii oameni, pentru unii dintre voi, nu pentru toți, simt că puteți să deveniți, să ieșiți în evidență, să deveniți persoane publice. Simt că aveți o misiune specială. Un destin special. Chiar dacă sunteți tineri și sunteți la început de drum. Ia cât am vorbit, 12 minute. Aș vrea pe foarte, foarte scurt să mai pun o carte. Doi de spade aș vrea. Vă și caval și regele de cupe. Dar clar, planete în semne de apă sau în case de apă. A 8-a, a 4-a, a 12-a. Dar sigur a 8-a. Doi de spade. Ia uite, împărăteasa. Aveți o vibrație specială. Împărăteasa și steaua. Am zis că puteți să aveți un destin. Ia uite, 7 de bâte, iar apare 7 de bâte. Într-un fel sau altul blocați accesul la sufletul vostru. Cât ați fi de generoși, sunteți generoși, da? Dar blocați accesul, puneți o distanță, un respect, am zis de la început. Și într-un mod fin. Într-un mod fin, unii dintre voi. Deși există vibe-ul ăsta de pericol, da? Șarpele tot așa atacă prin surprindere, prin mod neașteptat. Și scorpionul și șarpele. Și pisica are gheruțele ei, da? Și e confirmat că a apărut iar, da? Blocați un pic accesul la sufletul vostru, chiar dacă sunteți combativi, dar în primul și în primul rând hipnotizați. Hipnotizanți sunteți. Și aveți o generozitate aparte, că de-aia am vorbit de vindecare, de blândețe, pe care doar unii, de care unii se vor bucura, însă, în general, sunteți oameni plăcuți. Oameni plăcuți, deși sunteți foarte intenși. Părăteasa. Da, puteți să fiți mama răniților pentru foarte mulți. Și clar, se simte că aveți un vibe de stea, de împărăteasă. Meritați ce este mai bun, într-un fel sau altul. De-aia oamenii simt nevoia să demonstreze dragostea, pentru că vă purtați cu respect față de voi. Cam atât deocamdată, drăguții mei. O să mai facem. Sper să vă placă? Haideți să vedem numărul 2. Numărul 2.
Nu știu cărțile, rămâne să le descoper cu voi. Beaver. Ce? Castorul, semn de apă. Nu e obligatoriu. Însă beaverul este... beaver. Beaverul. Da, castorul este un constructor. Și o persoană care muncește foarte mult, mai ales că aveți șase, casa șasea a muncii de zi cu zi, a sănătății, că munciți în sănătate, că munciți în viața de zi cu zi, să construiți familie, job-ul pe care lucrați cu sârg și cu concentrare. Concentrare. Se simte că veniți din niște zone întunecoase, dintr-o pădure, așa văd, da? Dintr-o pădure. Și vreți să ieșiți la liman și pentru asta construiți ceva. Pădurea asta poate să însemne foarte multe frici, situații neplăcute în viață. Și totuși sunteți deciși să vă faceți o nouă viață? Hai să mai vedem ce alte cărți apar. Ia să vedem. Asta era parcă prima. Da, nu contează. Foc și gheață, interesant. Un soi de yin și yang. Pasiune și totuși răceală. Un echilibru. Vai, ce frumos. Trebuie să alegeți un moment de alegere și dragoste. Am zis că ați trecut prin întuneric. Se vede prin acest foc și gheață. A fost un moment de haos, de întuneric, de gheață teribilă sau de foc teribil. Niște stări emoționale că aveți emoțional foarte intense. Care totuși v-au făcut să alegeți, dragii mei, ce? Lumina. Am zis că vreți să vă faceți o nouă viață, o nouă direcție, să vă căutați direcția voastră. Vă rog, confirmați-mi. Căutați lumina. Vreți să vă echilibrați choice, da? Alegeri. Să echilibrați. Să vă echilibrați emoțional. Și se simte. Se simte că ați trecut prin lacrimi, prin situații neplăcute, prin tentații, prin întunericul ăla. Se simte. Și ce se mai simte? Dragoste. Că tot aveți o carte care reprezintă semnul alchimic al apei. Aveți dragoste. Tocmai pentru că ați trecut prin întuneric și ați experimentat multe situații, vreți să construiți o viață bazată pe echilibru, pe lumină, pe dragoste, pe alegeri sănătoase. Sănătoase, că vorbim de casa șasea a sănătății, a ritualurilor de zi cu zi. Interesant. Wow, ce cărți ați primit! Back to what you love și Union of Hearts. Adică înapoi la ceea ce iubești și uniunea inimilor. Sunteți hotărâți. Pui ce stare am. Scuzați-mi ieșirea, dar așa fac. Știți că vorba aia, majoritatea mă știți. Am zis de yin și yang. Vreți să echilibrați masculinul și femininul, că avem masculin și feminin, da? Și munciți, vă construiți, voi vă construiți acum și se simte că munciți cu voi. Să manifestați, ați ales deja o cale a luminii, a dragostei, vreți să vă întoarceți, întoarceți undeva cât mai aproape de sufletul vostru pereche, de o uniune sufletească între voi și cineva. Dragostea aceasta pură, asta vreți să manifestați, să construiți în viața voastră. O dragoste pură. Vreți să vă întoarceți la ceea ce iubiți. Poate să fie un hobby, evident. Poate să fie o zonă din copilărie. Sau pur și simplu, nici măcar din viața asta. Să fie dintr-o altă viață și simțiți, intuiți cu acest semn de apă. Intuiți că situațiile prin care ați trecut v-au forțat într-un fel sau altul să alegeți această cale. N-aveți altă variantă. Ori stați în întuneric, ori în lumină. Și în lumină aveți de construit ceva. Această dragoste față de voi și față de sufletul vostru pereche, care o fi acela. Încă, eu cred că îl căutați. Încă îl căutați. Back to what you love. Reevaluați-vă dorințele. Probabil că acum în această perioadă, probabil așa zic eu, da. În această perioadă, în momentul în care vă construiți pe voi și viața voastră din multe puncte de vedere și în primul rând al sănătății, vă reevaluați dorințele. Dacă mai vreți să vă purtați cum vă purtați cândva, dacă vreți să experimentați oamenii pe care da foarte de gheață sau foarte pasional pe care i-ați experimentat cândva. Dacă vreți voi să mai fiți foarte de gheață sau foarte pasional, da?
Vreți în echilibru, vreți să fiți în echilibru, să oferiți dragoste și să vă bucurați, nu doar de dragostea aceasta în voi, prin voi, dar și de o dragoste adevărată care crește. 2 și cu 8, 10. Vreți să manifestați, este 1, înseamnă 0 și 1, manifestare. Și simțiți, ia uite, dragostea are numărul 12, a casei a 12-a, a peștilor, a necunoscutului. Ia uite, și-a apărut și semn de pești. Ia uite, semnul peștilor, ce frumos. Simțiți intuitiv că asta înseamnă casa 12. Poate ați avut și niște vise și în vis ați văzut pe cineva sau măcar energetic, cineva care 6 de cupe, asta înseamnă întâlnire dintr-o altă viață. Ați simțit că v-ați mai întâlnit și trebuie musai să schimbați direcția, să vă întoarceți la ceea ce ați iubit. Înțelegeți, da, ce vreau să zic? Trebuie să vă întoarceți la ceea ce ați iubit. 6 de cupe, asta înseamnă o întâlnire dintr-o altă viață. Simțiți că v-ați mai întâlnit cu cineva. Eu acum nu vorbesc de ceea ce au simțit ei, ci ceea ce transmiteți. Și aici, într-o formă sau alta, oamenii simt că v-ați mai întâlnit, simt că puteți construi împreună, constructorul, că puteți construi împreună relații armonioase, relații în dragoste și uniune totală. Asta simt. Că luptați într-un fel sau altul și veniți în întâmpinarea lor. A, bună, ce mai faci? Cum face această fetiță? Da, parcă îmbrățișează soarele curcubeul. Deci asta simt, că oamenii pot să construiască lângă voi această dragoste specială. Nu știu pentru cine citesc, vă rog frumos să-mi confirmați. În continuare aveți 9 de cupe. Ia uite, iar cupe, Marea Preoteasă, Valetul de Spade și 5 de Spade. Aveți această putere de manifestare, de luptă, 5, iar se luptă, construiește, am vorbit, dacă să construiți trebuie să vă luptați și cu concurența și cu cei care se opun iubirii voastre sau relației, relații totuși yin și yang, dar relații, 6 ține de multe. În fine, 9 de cupe. Pentru unii, cu aceste cărți, simt că unii dintre oameni vă văd la prima impresie că sunteți tot ce și-au dorit prima oară sau de-a lungul vieții. Mulți oameni în momentul în care vă întâlnesc zic, păi, exact ce mi-am dorit. Persoana aceasta exact ce mi-am dorit. Luptă, construiește relație, luptă, își apără relațiile. 5 și cu 1, 6 și va avea victorie, e de 5, da? Și totuși păstrați o doză de mister. Vă conectați la intuiție, da? Am vorbit de intuiție într-o formă sau alta. Și 9 de cupe, le umpleți paharele, le dați o stare de bucurie. Pentru că, repet, folosesc cuvântul ăsta, că asta reprezintă constructorul. Construiți relații emoționale, profunde, pline de iubire. Într-un fel sau altul vindecătoare. Dar, trecând peste aspectul ăsta, mistice chiar, cu Marea Preoteasă, există un secret, un mister, despre cum ați reușit voi să ieșiți din acest întuneric și cum să alegeți, din toate câte ați avut, exact dragostea și echilibru și twin flame-ul și legături de dragoste foarte profunde. Asta simt oamenii în preajma voastră. Hai să vedem totuși, am zis că totuși clarific o parte. Marea Preoteasă ce înseamnă în acest context? Înseamnă foarte multe. Vă ghidați după intuiția voastră? Ia uite, am zis, iar apare 6 de cupe, 6 de apă, am vorbit de 6 de apă. Oamenii se simt copii în preajma voastră, pot să se bucure. 5 de bâte este o energie jucăușă. Valetul de bâte este o energie foarte inovativă. Dacă sunteți în construcții, arhitect sau, eu știu, ingineri, sau nu musai, puteți să fiți și consilieri, evident, construiți relații. Aveți totuși un vibe foarte original, sunteți original într-un fel sau altul, creativ, cu 5 de băte, jucăuși. E a doua oară când apare și 6 de cupe într-o formă sau alta, jucăuși. Simt oamenii că pot fi copii cu voi.
se deschide acea, și în momentul în care sunt așa, încep și ei să iubească, să se întoarcă la această stare, iaute, da? De drăgălășenie, de voie bună, de speranță. Și uite așa se face această uniune a inimilor masculin și feminin în ei, prin voi, în voi. Până la întâlnirea cu sufletul respectiv. Deci dragostea asta de sine, echilibru, yin și yang, care se echilibrează într-un fel sau altul în prezența voastră, pentru că aveți iar regina de cupe. Oferiți și idei cu acest trăsnet, și idei trăsnet, am zis originalitate, dar și emoții, emoții sănătoase. Iar revin la sănătate. 6. Emoții sănătoase. Cam atât deocamdată. O să mai facem. Sper că v-a plăcut. Vă rog frumos să-mi scrieți despre cât a rezonat. Despre cât a rezonat cu voi acum. Dragii mei, ascultători, emisiunea Tarotela. Așa am zis din glumă, din greșeală și așa rămâne. Emisiunea Tarotela. Numărul 3. Ia să vedem. Trebuie și eu să descoper. Wow! Prima impresie pe care o faceți. Interesant. 5 de monede. Nu 5 de monede, 5 de pământ. Bursucel. Prima impresie pe care o faceți este că știți că nu știți, este că sunteți timizi. Unii dintre voi că aveți niște talente pe care nu le-ați explorat încă. Asta înseamnă talente nedezvoltate. Un potențial special. Că vă este frică. Că aveți niște probleme financiare, că ați trecut prin niște probleme financiare, că ați trecut printr-o noapte, poate încă mai sunteți unii dintre voi. Știți, Dark Night of the Soul, noaptea întunecată a sufletului. Și încă sunteți precauți. Încă stați în voia, în voi, vreau să zic. În voi și sunteți foarte precauți. Interesant. Ascundeți ceva, transmiteți acest lucru, că ascundeți ceva, aveți ceva de ascuns. Probabil că aveți multe secrete. E normal să aveți secrete. Oh, knowing without knowing, wow, pentru mine asta este cartea Marii Preotese. Știți fără să știți, asta ascundeți. Puh. Și dacă prima oară oamenii simt că sunteți voi timizi, pe urmă cât stau de vorbă cu voi, își dă seama că nu e chiar timiditate, că știți mai mult decât spuneți și că le citiți gândurile, știți fără să știți. Interesant. 4 și cu 1, 5 iară. Aduceți într-un fel sau altul schimbarea sau sunteți într-un moment de schimbare în viața voastră? Desire. Interesant. Treziți dorințe în cei care, vă întâlnesc, slow down, și ce mai e aici? Wow, spiritual connection, legătură spirituală și încetinește. Voi, în primul rând, sunteți foarte precauți cu acest slow down. Slow down pentru mine este o carte foarte spirituală. Are numărul 9, casa noua a săgetătorului, al lui Jupiter, și pentru că sunt și pești, iar e Jupiter. Veniți dintr-un labirint, pe de-o parte, și pentru că ați venit, ați trecut prin acest labirint și voi încetiniți un pic, într-un fel sau altul, și de aia se creează senzația inițială de timiditate, apoi de mister, pe urmă oamenii descoperă că, opa, dar ce ai zis tu? S-a potrivit exact cu ceea ce trăiesc eu. Cum te știai tu? Pentru că vă conectați, interesant, în acest labirint, voi vă conectați la flăcările lor, la sufletele lor, legătură spirituală. Voi aveți... Mai, ce stări am... Vreau să le pun și pe celelalte. Pe de-o parte, le transmiteți o dorință. Oamenii simt dorință față de voi. Vor să vă descopere, să vă exploreze, să vă scoată la lumină, să vadă, domnule, dar cine ești tu?
Cine ești tu? Ești chiar așa micuț și plin de frică? Sau? Pentru că îmi dau seama în momentul în care vorbesc cu tine că tu știi mai multe decât arăți. Și apare dorința de a vă oferi stabilitate, prima chakră, de a vă avea, interesant, dar este numărul 20, care știți că în tarot înseamnă 21 este lumea și 20 este judecata, renașteți. Aveți un mister clar, ce stăream. Și parcă veniți dintr-o altă dimensiune. De-aia lumea nu vă înțelege. Eu așa simt că nu vă înțelege. Am zis, ce stăream. Sunteți conectați la acest labirint, la această memorie colectivă și vorbiți. Cred că le puteți spune, poate unii dintre voi citiți cărți, da? Dacă suntem colegi, salutări. Sau citiți în astea sau pur și simplu intuiți oamenii. Și în momentul în care vorbiți de una de alta, parcă le-ați citit din trecut despre ei. Le citiți oarecum ceva. Și pește, am zis, casa a 12-a necunoscutului, primiți acolo informații. Și pe de o parte vă conectați în două flăcări, flacăra voastră și a persoanei care vă vede. Așa, creați punți, interesant, între lumea ireală, aceea întunecoasă pe care oamenii nici nu o accesează adesea, lumea spirituală din care veniți, și lumea lor, materială. Pe de o parte nu știu de ce, vă rog frumos să-mi transmiteți, transmite și o stare de confort. De confort. Și în momentul în care se apare, e un conflict de stări. Confort, mister, măi, ce e misterioasă, e timidă, e spirituală. Bine, sunt puțini care se gândesc la latura asta, dar există. Latura este cea mai importantă, latura aceasta. Conexiunea asta spirituală. Voi creați conexiuni spirituale. Am zis și prin casa asta, da, a noua, voi călătoriți. Pe de o parte, foarte posibil, unii ați călătorit prin lume sau pur și simplu ați citit, sunteți educați, că e casa educației, aveți o educație specială, de-aia am zis, aveți talente ascunse pe care oamenii nu le văd. În momentul în care vorbiți, încep să descopere, măi, dar omul ăsta știe. Nu e chiar așa. Știe și asta, știe și asta. Dar trecând peste acest lucru, da, apare dorința, dorința să vă cunoască, să vă posede unii, să vă domine alții, unii vor să vă domine, tocmai pentru că știți niște lucruri. Și totuși, ce simt? O să mai văd și celelalte cărți. Simt că veniți din altă lume. 2 și cu 7, iar 9, da? Îi apare iar 9, 9 și 5. Schimbați. Schimbați, le schimbați părerea. Dacă inițial au zis că, păi, cam timidă sau cam timid. 5 înseamnă schimbare. În momentul în care vorbiți, demonstrați că știți niște lucruri, că nu sunteți chiar așa și se schimbă părerea lor. Își schimbă părerea. Eu cred că își schimbă părerea în momentul în care începe să vă conectați la ei. Și vă conectați clar cu aceste două cărți, vă conectați instantaneu și ridicați la alt vibe. Să nu mai judece, să nu mai așa simt. Îi ridicați. Se creează această. Creați legături. Mare grijă să nu vă și încărcați energetic. Mare grijă să nu vă încărcați energetic cu aceste legături profunde pe care le creați. Iar ca și la. Am vrut să zic, acum o să zic, dacă tot am vrut să zic, o să zic. Tot așa, oamenii simt că vă știu de undeva. Nu se știe exact de unde, vă știu de undeva. Și trebuie să le reactualizați oarecum memoria pentru unii și pentru alții. Reușiți să-i ridicați oarecum într-o altă vibrație, să-i scoateți, interesant, într-un fel aproape hipnotic. Și folosesc cuvântul ăsta pentru că e un somn, da?
Îi scoateți aproape hipnotic, din transă. Deși și voi păreți în transă, interesant cum vine mesajul, uneori și voi păreți în transă, dar transa voastră este altfel, este intuitivă, este channeling, de fapt. Îi scoateți pe ei, în momentul în care faceți channeling, într-un fel sau altul, voi, nu știu, dragii mei, transmiteți-mi. Wow, ce cărți! Wow! Împărăteasa? Magicianul? Sau hai să punem invers. Așa este, că de fapt, cum a fost. Cam așa, da? Am zis că își schimbă părerea oamenii. Wow! Pe de-o parte, cu acest 6 de spade și 5 de cupe, ați pierdut pe cineva, cel puțin o persoană foarte dragă. Dar, de asta stați un pic mai în umbră, poate încă mai aveți ceva de vindecat. Se vede din două cărți întunecoase că ați trecut prin niște traume, locuri întunecoase și ieșiți din când în când ca să manifestați abundență, într-un fel sau altul. Și abundența asta înseamnă foarte multe. Ce simt oamenii? Care este prima părere pe care și-o fac în momentul în care simt că ați suferit imens? Se simte. Simt că ați lăsat în urmă o lume foarte traumatică. Aveți o karmă intensă. Însă, pe lângă această karmă, pentru că ați suferit foarte mult, dragii mei, voi știți și nu arătați, aici este misterul și păcăleala lor. Ei se păcălesc când vă judecă cumva că sunteți timizi, că nu aveți cine știe ce calități sau aveți calități nefolosite. Ei se păcălesc foarte mult. Pentru că desire uneori ține și de diavol. Diavolul este ego. Ego înseamnă vă judecă. Am zis și de judecată. Deci vă judecă greșit inițial. Inițial oamenii vă judecă greșit. Și voi știți chestia asta. Knowing without knowing. Știți. Trecând peste asta. Încet, încet. Cu cât stau de vorbă cu voi, simt acest vibe foarte înalt. Și din acest motiv încep să vă dorească. Deocamdată vorbim de impresie, nu de ce își doresc prima oară. Nu am vorbit despre alte lucruri, dar voi știți, dragii mei, că aveți o misiune, magicianul, da? O misiune specială. Să faceți aceste legături spirituale ca să treziți oamenii, pentru că împărăteasa înseamnă dragoste, este Venus. Sunteți magicieni. Îi păcăliți. Dar nu că voi vreți voi să-i păcăliți. Voi știți că trebuie să vă protejați oarecum această vibrație inițial și stați în... Eu mod... Ah, da. Sunteți modești într-un fel sau altul, da. Am găsit cuvântul. Chiar dacă oamenii confundă modestia cu umilința, cu timiditatea, și nu ascunși într-un sens negativ. Nu, nu aveți măști. Aveți o modestie, pentru că voi știți ce zace în voi, magicianul și marea preoteasă. Deci, vreți să manifestați, nu vorbesc doar de abundență acum, abundența asta înseamnă abundență spirituală, legăturile spirituale pe care le formați. Voi aduceți abundență într-un fel sau altul, de spiritualitate, de energie pozitivă în preajma voastră. Și voi știți și manifestați asta într-un mod frumos. Dar foarte subtil. Foarte subtil. Knowing without knowing. Știind fără să știți. Știți fără să știți. Și oamenii simt încet, încet, cu cât stau mai mult în preajma voastră, își dau seama că, de fapt, voi aveți altă energie și vor să vină spre voi. Vor, ia uite, cineva cere, da, această conexiune. Vor să vină înspre voi. Magicianul este foarte puternic și împărăteasa la fel. De fapt, toate arcanele majore sunt puternice.
Aș vrea să clarific totuși. 5 de cupe. Ați pierdut, oameni dragi. Ați pierdut. V-au trădat oamenii. V-au trădat, v-au rănit, v-au spus cuvinte. Ia uite, iar apare 5 și 4. Probabil că încă unii mai aveți ceva de vindecat, deși aveți un vibe superb. O vibrație, adică. Toate astea sunt superbe. Și dorința asta, se simte și dorința voastră de a manifesta aceste lucruri frumoase în relație cu ceilalți. Se simte. Dar nu uitați și mesajul anterior. Clarificăm și 6 de spade. Și acum stați și selectați, că am clarificat 5 de cupe, pentru că ați regretat, pentru că ați pierdut, pentru că ați fost umiliți, pentru că ați fost jigniți, trădați. 4 de cupe e cartea unei persoane foarte selective pentru mine, da? Vin oamenii la voi și vă oferă câte o cupă. Hai, stai un pic să mă gândesc. 5, 4. Pentru că am fost trădat, am fost, ia uite, înconjurat de șoricei care m-au mințit. Stai să mă gândesc. Nu mă păcăli, că eu sunt magicianul. Eu sunt împărăteasa. Superbă. Eu am o valoare specială pe care oamenii nu o văd. Aveți o valoare specială, 6 de spade, pe care oamenii nu o văd de prima oară. Și în momentul în care încep să vorbească, încep să o simtă. Ia uite, a fost clarificat 6 de spade de putere. Ați trecut prin multe. Și reușiți să faceți aceste conexiuni, da? Să aduceți bucurie și stabilitate într-o formă sau alta. 4 de bâte. Unii dintre voi acasă, pentru că a apărut 4 de bâte, ați avut pe cineva semnul fecioare sau leu sau un semn de aer, da, bine, sau marcaje acolo, care v-a rănit foarte mult. Dar, rănindu-vă, v-au și transformat, pentru că este 8. V-au dat putere, ați descoperit ce putere a... Dar voi nu sunteți mândri, aici este frumos, nu sunteți mândri, nu sunteți epatanți. Da, puteți să fiți superb, frumoși, dar nu într-un mod, nu căutați atenția aici, nu căutați atenția. Vă îmbrăcați frumos, dar nu căutați atenția. O faceți pentru că vă respectați, pentru că ați învățat să vă iubiți, pentru că știți că aveți o vibrație frumoasă, înaltă, da? Și uite așa, la prima impresie se schimbă cei două cărți care arată schimbarea, da? Apare și dorința oamenilor, vă doresc în preajmă, pentru că aveți această vibrație foarte frumoasă și totuși încetinesc, să zic, oarecum lucrurile, pentru că îi trimiteți într-o zonă pe care ei nu o înțeleg. Dar să nu uităm că aveți putere. Prin ce ați trecut, ați demonstrat putere, v-ați ridicat deasupra ego-ului, da? Am zis, nu mai încercați să căutați atenție. Nu, nu mai ego. Dar oamenii nu înțeleg prima oară. Trebuie să stea de vorbă, să vă asculte. Interesant. Foarte interesant. Magician. Uneori s-ar putea să-i faceți să și râdă. Și să nu înțeleagă cum reușiți acest lucru să fiți atât de blânzi, de iubitori, de iertători, de toleranți și de jucăuși, pentru că magicianul uneori e foarte jucăuși. Folosiți niște cuvinte, vă alegeți cuvintele, cuvinte frumoase care construiesc aceste legături spirituale și uite așa încep oamenii să vă dorească. Și are cineva care e înconjurat de întuneric și se uită la energia sa, la potențialul său. Voi vă știți, dragii mei, voi sunteți aici, vă știți potențialul. Ei nu. Aveți și ambiție în carieră cu acest capricorn. Aveți și analiză mentală cu acest vultur. Vă puteți ridica deasupra multor lucruri. Aveți și sexualitate. Aveți multe. Și știți tot ce aveți. Dar vreți să vă concentrați pe acest foc, această misiune a voastră. Zis, construiți, creați niște legături, niște relații care trec
de dimensiunea aceasta terestră, deși va apărut semnul alchimic al Pământului. Dar am zis, asta înseamnă modestie, nu vreți să ieșiți în evidență. Pentru că știți că nu e pentru oricine, dragii mei, nu este pentru oricine acest lucru. Vă rog frumos să-mi spuneți. Vă rog frumos să-mi povestiți. Sper că v-a plăcut. O să mai facem, dacă vreți. O să mai facem. Haideți să vedem numărul 4. Numărul 4. Ia să vedem. Ne, vedeți? Da, uitați. Numărul 4. Haideți să vedem. Wow, vulturul. Wow. Și interesant că setul de cărți s-a oprit și la lup. Măi, oamenilor. 7 de aer, să zicem, lupul, cavalerul de pământ. Deși totuși e divine masculine. Impuneți respect. Oamenilor li se face frică în momentul în care vă văd. Nu. Și totuși aveți putere de calități de lider, aveți calități de lider, se simte că ați trecut prin foarte multe. Acum pentru unii o să vedem ce alte cărți apare. Apar, scuzați-mă, mai, eu mă uit la cărți, nu mă concentrez exact cum comunic cu voi. Pentru că nu trebuie să mă concentrez pe partea rațională. Aveți potențial de alchimizare, de transformare acestei energii foarte intense și negative, pentru că speriați oamenii. Dar se întâmplă pentru că ați trecut prin extrem de multe suferințe. Interesant că la voi s-a oprit setul de cărți la lup, da? Ați trecut prin întuneric și trebuie să alchimizați. Acum că ați reușit, că urmează, iar variază. Dacă n-ați reușit, vă sfătuiesc să vă transformați această energie, pentru că aveți un mare potențial. La voi au venit mai multe cărți. Ia să vedem. Becoming. Ce frumos. Burning Hero. Aveți un foc interior care trebuie să explodeze și în folosul comunității. Trebuie să transformați, am zis că a apărut focul în spate, da? Să transformați toate situațiile negative prin care ați trecut. Să le transformați în folosul comunității, în folosul celor cu care veniți în contact, în primul rând. Acum, impresia este că există un foc interior în voi, destul de periculos cu acest vultur. Și repet, cine stă un pic mai mult de vorbă cu voi și își permite o schimbare de perspectivă 5, simte că puteți să îi eliberați de această impresie și să vă eliberați de această senzație, să zic, sau experiențe negative, sau foc devorator. Într-un fel sau altul mă gândesc iar la Scorpion sau Casa 8, da? Și puteți să creați legături armonioase, plăcute. Puteți. Aveți această capacitate iar de transformare, de alchimizare. Ia să vedem ce alte cărți apar. Ia uite, iar apare 8, wow, Union. 8 de băte, iar transformarea, am zis, Casa Scorpionului și Union. Impresia pe care o faceți prima oară. Clar, de oameni extrem de intenși. Dar la setul acesta s-a oprit cartea la emoții. Iar și aici se vede că ați trecut prin niște emoții negative și uneori unii oameni care vă văd prima oară că asta a apărut prima carte, prima impresie, îi speriați. Pentru că am senzația că v-a marcat pe față această suferință într-un fel sau altul. Și nu neapărat pe față, în felul în care priviți. În felul în care priviți. V-ați blocat un acces la voi. Nu oricine poate să descopere aceste frumuseți. Prima și prima impresie, asta este, că sunteți, aveți calități ascunse, intense, și la ce mă gândesc în mod special, pentru că aveți iar 3 înseamnă comunicare, 8 de foc, iar vorbește în general de comunicare și apar niște aripi care pentru mine iar simbolizează comunicarea.
Ce vreau să zic? Haideți că zic că puteți să citiți în privirea, privindu-i, puteți să le citiți sufletul. Pentru mine această carte reprezintă un înger de foc, un arhanghel. Iar este o mască, da? În spatele măștii voi vedeți cu al treilea ochi. În spatele acestui vultur întunecos voi vedeți mai mult. Pentru că așa va învăța viața, va trecut prin foc. Asta simt, oamenii, că ați trecut prin foc. Ca să vă regăsiți. Acest dans comunal, comun, whatever, este similar oarecum cu Union, cu Uniunea. Ca să vă regăsiți voi, pe voi, calitățile pe care le aveți, ați trecut prin foarte multe, oamenii simt. Dar descoperă celelalte zone mai colorate și mai pozitive, le descoperă cu cât stau de vorbă. Nu sunt în cealaltă cărți. Acționați ca și când partenerul este aici și odihniți-vă și relaxați-vă. Aveți o tensiune mentală, pentru că, da, o tensiune mentală care impune totuși... Impune respect. Da? Impune respect. Și ce simt? Nu știu de ce. Vă rog frumos să-mi confirmați. Oamenii au nevoie să se odihnească. Să se relaxeze. Pentru că transmiteți o vibrație foarte tensionată. Acționați ca și când partenerul este aici. Sunteți în căutarea unui partener. 8 de foc înseamnă și călătorie, peste hotare. Acum, peste hotare, evident că variază de la unul la altul, probabil că ați călătorit prin lume, să vă regăsiți pe voi, să vă găsiți un partener. Dar, trecând peste acest mesaj, în primul rând să vă regăsiți pe voi. Această uniune să se facă în voi, tocmai ați călătorit 8 de foc ca să vă transformați și să lăsați în urmă acel întuneric, acele emoții negative, să vă regăsiți sau să vă găsiți calitățile de lider, da? De energie masculină divină. Vreți să vă ridicați, clar, cu acest Burning Hero, să deveniți eroul vieții voastre. Dar prima impresie este de frică. Acționați ca și când partenerul este aici. Sunteți în căutare. Unii oameni simt că sunteți în căutarea unui partener ideal. Vă rog să-mi spuneți cu cine rezonează acest mesaj. Unii dintre voi care ați înțeles că trebuie să vă transformați, poate ați întâlnit acest partener și nu este lângă voi. Și ați început acest proces de transformare, de alchimizare despre care am vorbit de la început. Știți că dacă vreți să vină partenerul, trebuie să fiți voi în echilibru, în această uniune yin și yang. Deocamdată aveți de transformat întunericul în lumină și lumină înaltă, da? Este indigo, da? Este indigo. Trebuie să vă conectați la divinitate. Aici este. Și ce simt oamenii? Pe de-o parte că și voi sunteți obosiți. Și poate și aveți nevoie de relaxare. Și voi sunteți obosiți de acel întuneric. Sunteți obosiți de acest întuneric și sunteți în căutarea luminii. Acum că voi conștientizați, rămâne de văzut. Dar unii oameni așa simt. S-ar putea unii oameni, pentru unii dintre voi, să vină să vă cheme în afară. Vedeți cu cine. Dar, atunci, totuși, vorbim despre prima impresie pe care o faceți. Dacă ați început acest proces de transformare,
reușiți, iar pentru că e 5, să le schimbați prima impresie și să le creați confort, o stare de voie bună, de pasiune, eventual. O, oh, ia uite, 3 de spade, se simte, măi, la prima privire. Wow, am zis că vrei să începeți ceva, de la, să o luați de la, nu de la zero. Mai, deci 3 de spade, se simte că ați fost răniți la maximum, decepționați. Eventual într-o relație cu acest dans comunal. Ați fost trădați și totuși, acum aveți victorie. Semn de aer. Aveți victorie în momentul în care începe să vă dezlegați, să vă vindecați, că asta înseamnă transformare, vindecare. Vindecare. Trebuie să învățați să fiți, să ieșiți din niște șabloane. Interesant că s-a oprit setul de cărți la fi autentic și la romanță. Trecând peste asta, trebuie să învățați să fiți autentici. Și ce înseamnă asta? Suferința asta, întunericul ăsta nu ne reprezintă. Așa că iar revin. Și 7 e un număr, Saturn. Probabil sunteți marcați de Saturn, aveți o poziție intensă a lui Saturn. Capricornul reprezintă, sau semnele de aer într-un fel sau altul, ceva. Nu pot să vă zic chiar toate aspectele pe care le văd. Dar, în primul rând, am zis, se vede că manifestați victorie peste o rană cruntă care v-a ars, dar vă face sau v-a făcut eroul vieții voastre. E o rană, iau-te, într-o relație, da? Și asta înseamnă o relație în care a apărut ceva ce a rănit. Și acum vreți o nouă relație, o nouă direcție, manifestați și vreți voi să fiți așa cum, Doamne ajută, vreți să fie partenerul pe care îl căutați. Și ați început acest proces într-un mod practic, se simte. Se simte asta. Pe de altă parte, aveți un fel de a gândi foarte profund, dar și practic. Semn de aer și de pământ. Tăiați în carne vie, prin cuvinte, pe cei care vă rănesc și îi susțineți pe cei care sunt autentici cu voi, pe cei care vă echilibrează, pe cei care... vă oferă stabilitate, adică nu mai vreți să experimentați situații instabile, pe cei care au valoare și îi cântăriți bine, cu acest as de spade clar îi cântăriți, dar vreți să vă construiți o nouă viață. Am vorbit de transformare, interesant că au venit cărțile, da? Și oamenii simt că sunteți în căutare de ceva nou sau în manifestare, valetul. Studiați ceva, unii dintre voi sunteți studenți, v-ați înscris la niște cursuri sau studiați ceva, această uniune cu partenerul vostru ideal. Dar aveți nevoie de un pic de relaxare. Altfel îi face și pe oameni, pentru că aveți o energie extrem de intensă. Îi obosiți într-un fel sau altul. Sau măcar când vă uitați în ochii lor, le transmiteți ceva de... Uneori probabil că aveți această capacitate. Sunteți, cum se zice, psychic. Am zis că citiți în sufletul unora și le dați dureri de cap. Și trecând peste această informație, oamenii simt că aveți nevoie să luați o pauză din această tensiune mentală. E o tensiune mentală. Din cauza suferințelor și din cauza dorinței de a învinge, de a distruge orice blocaj vă stă în cale. Sunteți extrem de decis să mergeți înainte. Asta înseamnă 8 de foc. Sunteți decis să mergeți înainte. Să vă întâlniți cu perechea voastră ideală, nu cu perechea și să lăsați în urmă perechea care v-a rănit. Și sunteți deciși să ardeți trecutul și să renașteți. Burning Hero. Iar e o chestie scorpionească aici, chiar dacă nu sunteți scorpion. Wow. Vreți o nouă viață, clar. Repet, studiați. Studiați cum să ajungeți la uniune cu voi și la uniune cu sufletul vostru pereche. Clarificăm, te rog frumos, 3 de spade.
Wow, dar ce cărți intense! Opt de spade. De spade, nu, ia uite. Opt de bâte. E a doua oră când apare. Vreți să mergeți mai departe, să treceți de această rană. Și poate să fie și din familie, poate să fie din, de oriunde. Această rană profundă. Să vă conectați la spiritualitate. Pentru că șapte este un număr spiritual. Dar șapte înseamnă răbdare. Nu vreți, pentru că șapte de aer de obicei este mincinosul. Nu mai vreți să fugiți de voi, pentru că vreți să fiți autentici. Vreți să fugiți eventual de trecutul acela întunecos, să-l ardeți. De ce simt eu să citesc așa? Vă rog frumos să-mi spuneți. Union. Vreți o relație, o casă, cu cineva care vă echilibrează energiile, dar, repet, sunteți conștienți că și voi trebuie să vă schimbați. Și atunci acționați de ca și când partenerul este aici. Încercați să creșteți spiritual. Încercați să fiți stabili, să apreciați, să oferiți valori, să studiați pas cu pas, cu grijă, oamenii cu care aveți de-a face. Oamenii văd că vreți să construiți ceva durabil. Și sunteți, am zis, repet, iar munți, sunteți deciși să învingeți orice blocaje. Și intimidați prin chestia asta, intimidați. Dar revin, vreți să vă bucurați de viață dintr-o nouă perspectivă. Psychic. Eventual unii dintre voi ați început sau căutați mental să vă conectați la mintea acestui partener ideal. Aveți un partener ideal, că l-ați întâlnit și vreți să-l manifestați sau ați întâlnit-o și vreți să o manifestați. Sau, ia uite, 13, casa, 13 de obicei moartea, da? Moartea și renașterea. Vreți să renașteți într-o nouă uniune. Ia uite, apare și aici vulturul, măi, dragă, vulturul și lupul, fantastic! Vulturul și lupul, ia uitați-vă aici, vulturul și lupul. Vulturul este energia mentală și al semnul alchimic, da? Semnul alchimic, ia uite ce similare sunt. Vreți să echilibrați energiile în voi, masculin și feminin, să vă conduceți viața după noi principii. După noi principii. 13 ani de carta tarotului pentru moarte. Renaștere. Frumos. Frumos intens. Nici nu mă așteptam când am văzut vulturul la cărți atât de frumoase. Dar aici este și surpriza celor care vă descoperă după primele discuții. Că dacă asta este prima imagine, restul apar la discuțiile care sunt și o parte din ele le și știți. Le și știți. Ați început cu acest valet de monede, ați început acest drum de transformare. Ați început pașii concreți. Concreți, că e materie, e pământ. Iar aveți ceva, pământ și aer. Și foc. Cam atât, dragii mei, sper că v-a plăcut, vă rog frumos, scrieți-mi, vă pup, numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală, ceau!